Hudinașilor, astăzi vreau să vă arăt toate secretele pe care am reușit să le găsesc eu în noul update. Așadar, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Dacă cumva nu știați, s-a introdus un nou update, frate, și avem o casă nouă și pe lângă asta, desigur, avem un hotel pe care ți-l poți lua în zona de estates. Și hai să începem cu secretul de la casa nouă, pentru că această casă nouă ascunde un secret, frate. De fiecare dată când se introduce ceva nou în Brookhaven, desigur, avem și niște secrete noi. Și hai să vedem dacă ne ducem acum jos de tot, de tot. Chiar ultima de pe listă este casa cea nouă și pare a fi o casă foarte, foarte luxoasă și are o grămadă de camere, chiar arată foarte bine. Nu mă așteptam să fie o casă așa șmecheră, însă îmi place designul ei și nu știu, pare așa o casă mai din viitor, adică nu e o casă din aceea mai veche. Dacă vrei să afli unde este noul secret, desigur, trebuie să vii la această casă și apoi să iei liftul și să mergi la etajul numărul 2. Pentru că aici avem secretul, bro. La prima vedere pare totul normal, însă dacă te duci aici și apeși pe floarea aceasta, zbeng o ușă, se va deschide, bro, și aici este seiful ascuns. O să mă dau puțin așa mai la distanță și o să apăs pe floare să se vadă mai bine. Când am apăsat, zbeng, ușa secretă s-a deschis și te poți duce acolo în camera secretă și poți de aici să îți iei banii. Ia să vedem, deschidem seiful, avem o grămadă de dolari. Sunt super curios dacă merge, de exemplu, să intri în casa cuiva și efectiv să apeși pe floarea aceea și să se deschidă ușa secretă, adică să nu fie casa ta, pentru că sunt anumite case unde ușile secrete nu le poți deschide dacă nu deții tu casa aceea. Așadar, aș vrea să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă ați intrat în casa unui străin din Brookhaven și dacă ați reușit să deschideți această ușă secretă. Și hai să mergem acum la hotel, pentru că acolo desigur avem mai multe secrete. Este chiar ultimul de pe listă. Din păcate, nu puteți să luați cu toții hotelul acesta pentru că aveți nevoie de un pass, și anume pass-ul Estates, care costă 799 de Robux, dacă nu mă înșel, și cam așa arată noul hotel. Este gigantic, are propria lui fântână care arată exact ca și fântâna de la început, de acolo unde te dă când intri în Brookhaven. Asta nu e chiar așa de rotundă. Stai puțin, bă, nu e chiar așa de rotundă și posibil să mai fie pe aici pe acolo schimbări. Însă, hai să începem cu hotelul acesta. În primul rând, pentru cei care nu știți, merge să schimbi numele hotelului. Dacă scrie aici, de exemplu, Hudinașul și apeși Enter, se schimbă, opa, stai așa că am pus capa în loc de L, se schimbă numele și acum este hotelul Hudinașului. Pe lângă asta merge să-i schimbi și culoarea, o să-i pun culoarea verde la hotel și merge să-i schimbi chiar și culoarea gen numelui și hai să punem culoarea verde și la nume. Deci cam așa arată acum hotelul Hudinașului, este verde aproape complet, bro. Dar hai să trecem la secrete, pentru că mulți dintre voi așteptați de fiecare dată să aflați ultimele secrete care s-au adăugat în Brookhaven. Și vreau să vă arăt niște secrete destul de ciudate, bro, adică o să vedeți că nu sunt niște secrete simple, au un skepsis, așa, se întâmplă ceva acolo. Întâi trebuie să iau tot așa liftul să mă duc la primul etaj
Și dacă te duci în camerele de motel, de exemplu, o să mă duc acum în camera de motel Emerald, care este camera verde. Însă aici avem o zonă secretă, frate, pe unde te poți teleporta. Și te poți teleporta în alte camere, ceea ce este efectiv insane dacă stai să te gândești. Și hai să vedem acum cum putem să facem asta. Dacă te duci în colțul acesta, în camera Emerald, o să vezi că aici este un tunel secret. Și ajungi într-o zonă foarte, foarte ciudată. Pare a fi o zonă așa triunghi și nu poți să te duci în față, deci dacă încerci să mergi în față te teleportează înapoi și desigur acum se vede o gaură de aerisire aici. Dar dacă o să sari prin gaura asta de aerisire, fiți atenți aici, ce o să se întâmple? Dacă sari prin gaura asta de aerisire ajungi la camera de Emerald, adică practic de unde ai plecat. Însă dacă te duci aici și mergi în față, se schimbă gaura de aerisire. Dacă observați, acum este în stânga, nu mai este în dreapta și dacă sar pe gaura de aerisire, o să ajung într-o altă cameră. Acum sunt în camera albastră, bro, ceea ce este destul de interesant, adică efectiv te teleportezi de la o cameră la alta și poți să spionezi persoanele care locuiesc aici. Și de exemplu acum, dacă o să mă duc iarăși pe gaura asta de aerisire, adică mă rog, prima dată prin peretele acesta care te ajută să intri în camera secretă și mă duc în față, ia să vedem dacă mă întorc. Ok, deci acum m-a adus înapoi la camera albastră. Hai să mai încercăm să vedem dacă mă mai teleportează. Acum s-a schimbat gaura de aerisire și dacă mă duc pe aici, ajung înapoi în camera Emerald. Trebuie să fii foarte, foarte atent la cum se mișcă găurile acelea de aerisire, da? Pentru că ați văzut că se schimbă. Acum este în dreapta gaura de aerisire și dacă mă tot duc, la un moment dat o să se mute în stânga și după aceea, ia uite, acum m-a teleportat altundeva. Deci acum sunt la camera royală, la camera aceea neagră. Hai să ieșim puțin afară să vă arăt. Deci am ajuns la camera royală, bro. Și lângă avem camera roz, desigur, iar la camera roz, dacă te duci pe aici prin partea aceasta, tot așa ajungi în camera secretă și ia să vedem, acum dacă ies pe gaura de aerisire, am ajuns în camera albastră. Băi, deci e foarte, foarte ciudat, frate. Ia să mă duc iarăși pe aici și hai să vedem, cred că ar trebui să fie în dreapta sau în stânga. Oh, în dreapta trebuia să fie și am ajuns acum în camera roz. Mamă, deci efectiv te poți teleporta în toate camerele, însă trebuie să înveți exact care gaură de aerisire te duce într-o parte și care te duce în alta, sau poate pur și simplu totul este random. Este posibil să mai existe și alte secrete, momentan astea sunt toate secretele pe care am reușit să le găsesc eu. De asemenea, aș vrea să-mi scrieți acolo în comentarii dacă voi ați găsit și mai multe secrete, pentru că o să mai fac încă un episod șmecher rău de tot cu secrete dacă o să găsesc și mai multe. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțele ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!